Culiță sterpui de semne logodnicei sale pe rețelele de socializare că își dorește să devină tată de fată. Iată cum a reacționat aceasta pe Instagram. În urmă cu numai un an, Culiță Sterp și logodnica sa, Daniela, au devenit, pentru prima dată, părinții unui băiețel care este bucățică ruptă din tatăl său. Acum, cântărețul dă semne că ar vrea să mai aibă încă un copil, dar de data aceasta o fetiță. Gândul de a deveni din nou tată îi surâde artistului și nu se teme să expună acest lucru public. El a postat recent pe contul de Instagram o poză cu el, alături de o fetiță, cei doi zâmbind larg. Aflat în Madrid pentru un eveniment, Culiță Sterp și-a întrebat logodnica, prin intermediul fotografiei, dacă îi face și lui una. Iubita acestuia a răspuns imediat și a postat aceeași imagine pe contul ei de Instagram, cu mesajul, din încă doi, trebuie să iasă și o fată frumoasă. Astfel, cei doi au dat de înțeles că, pe lângă Milan, băiețelul lor de un an, își mai doresc încă doi copii, dintre care măcar unul să fie fetiță. Cum s-au cunoscut Culiță Sterp și viitoarea lui soție? Culiță Sterp și logodnica lui sunt împreună de 3 ani, dar se știu de ani buni, încă de când erau în liceu. Ba chiar mai mult, cei doi au fost colegi de clasă. Artistul a declarat că o place încă de pe atunci și că era cea mai frumoasă din liceu, dar că au pierdut legătura după ce tânăra a plecat pentru o perioadă de 2-3 ani în America. Întoarcerea ei în România i-a dat lui Culiță curajul să o invite la o întâlnire. Noi suntem de 3 ani împreună, dar am fost în aceeași clasă la liceu. Mie îmi plăcea de ea atunci, era cea mai frumoasă din clasă, dar avea iubit și, nu prea. Apoi ea a plecat în America, a stat vreo 2-3 ani, iar când s-a întors mi-am luat inima în dinți și am invitat-o să ne întâlnim. A declarat cântărețul. Chiar dacă el o plăcea încă de când erau colegi, Daniela nu avea o părere foarte bună despre acesta, considerându-l un afemeiat. În 2019, ea a refuzat să iasă în oraș cu vedeta. Eu eram mai inabordabilă. Ne-am întâlnit a doua oară prin 2019 și tot nu am vrut. Am zis, lasă-mă, nu-mi trebuie mie vedete. Da, era cunoscut atunci. Eu credeam că era ultimul afemeiat, a declarat iubita artistului. Cei doi plănuiesc ca anul viitor, în luna iulie sau august, să facă nunta, dar încă nu au stabilit nimic concret, scrie România TV.